Răsturnare de situație în cazul crimei de la Brăila. Noile dovezi obținute de anchetator demontează mărturiile principalului suspect care se află în spatele gratilor. Deși acesta a declarat că se afla în cabinetul stomatologic pentru un consult, se pare că de fapt nu a fost niciodată pacientul doctoriței și nici nu a suferit recent vreo intervenție stomatologică. Ies la lumină noi detalii despre crima sângeroasă de la Brăila, care a îngrozit comunitatea locală în urmă cu o lună. La acea vreme, Marina Gavril, medic stomatolog, a fost găsită fără suflare într-o baltă de sânge pe podeaua propriului cabinet din oraș. În calcul au fost luate mai multe ipoteze, de la sinucidere până la jaf, care s-a sfârșit tragic. Dar după ce anchetatorii au pus cap la cap dovezile obținute în urma anchetei, a rezultat că doctorița a fost ucisă din motive care rămân încă necunoscute. Principalul suspect a fost reținut de oamenii legii la câteva zile după tragicul incident. Bărbatul le-a spus atunci procurorilor că a mers la cabinetul stomatologic pentru un consult și nu are nicio legătură cu cele întâmplate. Acum mărturia lui s-a dovedit mincinoasă. Asta după ce a fost supus unei expertize amănânțite, în urma căreia a rezultat că bărbatul nu a suferit recent o investigație stomatologică și că în ziua crimei nu i-a fost administrată vreo substanță pentru anestezie. Anchetatorii fac în continuare cercetări și încearcă să afle dacă uciderea doctoriței a unde, de fapt, un asasinat plătit? Motiv pentru care oamenii legii au solicitat mai multe informații cu privire la tranzacțiile bancare ale bărbatului. Aceștia vor să vadă dacă suspectul a încasat o sumă de bani în ultima perioadă, care nu poate fi justificată și care ar putea fi legată de crimă. Mai mult, anchetatorii au descoperit că bărbatul a fost foarte interesat de crimă chiar în ziua în care a fost comisă, cel puțin așa rezultă din istoricul căutărilor online. Acesta a accesat în ziua crimei trei site-uri unde erau precizate date din anchetă. Căutări lui au continuat și a doua zi, atunci când a căutat de peste 40 de ore acest subiect pe diverse site-uri de știri. Noile descoperiri i-au adus suspectului mai multe zile de arest, fiindcă magistrații au prelungit mandatul de arestare pentru încă o lună. Asta, în ciuda eforturilor bărbatului de a-i convinge că este nevinovat,